iubita mea, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce El face nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Iar astăzi, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, eu, David, te iau în căsătorie și marturi îmi sunt Dumnezeu, cerul și cei de pe pământ, care asistă la acest legământ, că te iubesc și te voi iubi, jertfindu-mă pentru tine după modelul lui Hristos, că te prețuiesc și te voi prețui, că te respect și te voi respecta, și că sunt și voi rămâne alături de tine, în vreme de boală și de sănătate, la bucurie și la tristețe, până când moartea ne va despărți. Te voi sprijini și te voi încuraja pe tine, David, să-ți păstrezi și să-ți desăvârșești credința, frumusețea, inteligența și generozitatea. Eu, Simona, voi primi cu bucurie copiii cu care Dumnezeu ne va binecuvânta, crescându-i și ocrotindu-i, împreună învățându-i calea Domnului. Tot ce este al meu va fi pe deplin al tău, dar al meu este și va fi întotdeauna al tău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Chemăm numele Tău cel sfânt și mare ca binecuvântare peste David și Simona. Doamne, cuvântul pe care și l-au rostit unul altuia, te rog ca Tu să-l legi prin legătura dragostei și fă, Doamne, ca ei să-ți rămână credincioși în legământ Ție și unul celuilalt. Prin Duhul Tău cel sfânt ne-am rugat. Amin. Acest inel este semnul exterior al legământului vostru. Purtați-l cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin autoritatea investită în mine de Dumnezeu, prin chemarea pe care mi-a făcut-o și prin slujirea la care sunt chemat ca păstor în Biserica Domnului din Iași, în ziua de astăzi vă declar soț și soție. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Soțul poate să-și sărute soția. Putem să-i aplaudăm lui.
întâlnit de-a lungul timpului mulți oameni. Am mers în multe locuri, dar voi ați fost aceia care întotdeauna mi-ați dat un telefon. David, pe unde ești? David, când ajungi acasă? David, hai că am masă întinsă. Și chiar dacă de multe ori veneam grăbit și nu reușeam să mănânc, în mintea mea ați fost mereu acolo. Și în inima mea aveți rămâne mereu. Dumnezeu să fie acela care să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Pentru tot sacrificiul pe care l-ați făcut, pentru fiecare rugăciune anunțată, am simțit-o din plin.